Haideți să ne și vedem la față puțin. Am aici acest balsam de buze de la Laner, de la Diana Andronic. Vreau să-l folosesc pentru că tot am ținut pe buze în ultima perioadă Maybelline Lip Matte Stay Ink și acela o usucă foarte tare. Și singurul balsam de buze care mă ajută este acesta. Este foarte bun, extraordinar de bun. Așa arată. Este... Na, cum zicea Milana Petrov, nu știu ce rahat au în el, dar conține, dar este foarte bun. Apropo, zicând de Milana, astăzi când filmez, suntem în 12 iunie și este ziua Milanei, voi veți vedea clipul mâine, adică pe data de 13, nu mai am absolut nimic, niciun clip de filmat, nu mai am niciun clip filmat. La mulți ani, Mili, îți doresc din suflet tot ceea ce este mai bun și mai frumos, să ai parte de... orice gând îți vine ție prin minte și care îl dorești să ți se îndeplinească, îți doresc să se îndeplinească pentru că meriți, nu știu, ești un om minunat și dacă nu o cunoașteți pe Milana, deși mă îndoiesc că nu o cunoașteți, chiar o să vă las link în descriere către canalul ei să vă duceți să vă abonați și la Milana pentru că este un om atât de cald și atât de bun și atât de blând și atât de înțelept. Na, cu siguranță o să o iubiți. Încă o dată la mulți ani, Mili. Trimiteți-vă rog gândurile voastre la ea pe canal, pentru că și are un canal de YouTube și cu siguranță s-ar simți foarte bine dacă ar vedea niște comentarii de la mulți ani din partea voastră. Acestea fiind spuse, haideți să vă prezint așa puțin situația, pentru că nu este tocmai una roz. Am avut parte doar de vești nasoale, doar de vești proaste, doar numai rău s-a întâmplat în ultima perioadă și nu aș vrea să cred că e vorba de karma, nu aș vrea să cred că este de legea atracției, pentru că nu m-am gândit la asta. Doamne, am primit numai vești nasoale. Și haideți să începem cu cele mai puțin nasoale dintre nasoale. Eu așteptam un refund, să mi se dea niște bani înapoi de la Clarks. I-am cumpărat lui Fabian niște pantofi, niște Adidas de la Clarks, aceștia. I-am trimis înapoi, îi știți cu siguranță pentru că vi-am mai arătat eu prin vloguri. Chiar mi se pare că vi-am arătat când i-am cumpărat. Despre aceștia este vorba, sunt niște... Adidas cu arici, sunt din piele, foarte bun, 50 de lire am dat pe ei. Am zis, na, totul pentru copilaș, arată foarte bine. I-am trimis înapoi pentru că i-au făcut bătăi lui Fabian, i-a purtat o singură dată și pe site spunea că avem voie să stăm 30 de zile și zic, ok, i-a purtat o singură dată, eu i-am trimis înapoi, am văzut că nu mi se returnează banii și am început să le dau e-mail-uri, iar ei mi-au răspuns că nu au cum să mai îmi dea banii înapoi pentru că itemurile au fost purtate. Și zic, da, au fost purtate pentru că, na, de asta le trimit înapoi, pentru că le-a încălțat odată cel mic și nu i-au mers, pur și simplu sunt foarte, foarte rigizi pentru Fabi și ei mi-au spus că din cauza că au fost purtați nu poate să mai îmi dea banii pe ei, așa că rămân cu papucei aceștia, deși acum mi-a picat fisa, cred că o să-i trimit lui Nathan, copilașul Priscilei, cred că îi vor veni lui, n-are rost să-i țin degeaba aici pentru că Fabian nu-i va încălța. Și sunt niște pantofiori buni, v-am zis, sunt de piele, au aici înăuntru perniță ca să poată să calce piciorul ușor pe el. Mărimea 22,5. Lui Fabian i-ar trebui vreun 23, zic eu. Așa am cumpărat cealaltă pereche de Adidas. Și mai mult decât atât... I-am mai cumpărat o pereche astăzi, pentru că aici este foarte cald, am căutat să-i cumpăr niște Crocs. Noi avem aici un magazin Crocs care se închide și au o grămadă de reduceri.
Și am văzut niște papucei Crocs la 29 de lire, de la 39 parcă. Și am zis că ok, hai că îi cumpăr, dar parcă nu prea m-aș fi îndurat să dau atâția bani dintr-un foc, mai ales că na, nu știam dacă nu mai primez retururi și nu știam dacă îi vor veni lui Fabi, dacă nu îi vor veni. Și dacă nu mai primesc retururi, nu mă gândeam că rămân și cu aceea. Și totuși am lăsat. Am zis, zic, hai că mai stau și mă mai gândesc. Și ce am făcut? Uitați-vă cum stă părul. Și ce am făcut? Am lăsat acolo perechea aceea de pantalon, de crocs. Am mers la plimbare cu Fabian. Și pe drum ne-am oprit la farmacie. Am vrut să-i cumpăr lapte, pentru că lapte numărul 4, Aptamil, găsesc doar la farmacie. Și am găsit acești, un fel de crocs, dar sunt dintr-un material foarte moale, deci sunt foarte, foarte, foarte moi. Firma se numește Totes, Slow Buns. Cam așa arată, ca să știți după ce vă uitați. Am dat 12 lire pe ei și sunt foarte, exact cum spune și aici, super comfy, antibacterial și machine washable, adică sunt foarte, foarte confortabile, se spară la mașină și sunt antibacteriale. Asta nu știu ce vrea să însemne. Și vreau să vă spun că sunt minunați. Deci uitați-vă cu câtă lejeritate îi îndoi. Deci cu câtă lejeritate îi îndoi. Sunt foarte, dar foarte, foarte, foarte moi. Aici, la călcâi, au ca un buton în care se apasă așa și e foarte moale. I-am cumpărat lui Fabian mărimea 5-6. Everywhere. Văd că scrie pe ei. Abia aștept să văd cum se va descurca Fabi cu ei, pentru că Fabi nu este adeptul schimbării încălțămintei. Durează până se acomodează. Zici că îi pui arici în picioare. V-am zis când am dat pe ei 12 lire. Da, nu, v-am zis când am arătat asta. Are rost, vă mai zic că sunt obosită? N-are rost. Bun. Și o altă veste proastă, pentru că toți suntem la capitolul vești proaste. Ieri am avut o zi la muncă urâtă. Nu în sensul că am avut clienți nasoi sau că am avut probleme la muncă, ci pur și simplu unul dintre oamenii cei mai buni pe care eu i-am cunoscut în lumea asta, unul dintre oamenii cei mai înțelepți, îmi vine și să plâng. Era un băiat cu care eu am lucrat, avea 54 de ani. Un om care a trecut prin foarte multe în viața asta, era jumătate italian, jumătate englez și era de 3 luni la noi, 3 luni și puțin, aproape 4 luni lucra și am stabilit așa o legătură foarte, foarte bună cu el. L-a cunoscut și pe Adi și suntem acolo la muncă un grup de colegi care ne împăcăm foarte bine, iar el făcea parte din grupul nostru. Ieri a fost concediat și nu ni s-a oferit nicio explicație. Am vorbit cu el pentru că nu mi-a venit să cred. El trebuia să vină la ora 11 la muncă, eu am început la ora 8. Era 11:20 și el nu era acolo și am văzut că mi-a scris un mesaj pe telefon, dar l-a șters pe WhatsApp. Și am vrut să, de fapt, l-am sunat, nu că am vrut să-l sun, l-am sunat și nu mi-a răspuns și zic că o fi pe drum, o avea probleme cu mașina. Între timp vine șefa noastră la noi și ne ia într-un meeting și ne spune că are ceva să ne zică. Și când a spus că are ceva să ne zică, mi-am dat seama. Deci nu știu cum să vă spun, aveam ochii în lacrimi, aveam aici ceva în gât, parcă venea să plâng și voiam să plâng și să strig și să urlu. Dar nu n-am făcut-o, evident, nu puteam. Pur și simplu nu mai aveam cuvinte. Când am văzut-o că vine așa hotărâtă la noi și cu fața aia de Și când ne-a spus, nu mi-a venit să cred, eram sigură că asta o să spun, eram sigură pentru că acest băiat, Christian, nu a întârziat niciodată la muncă, tot timpul venea cu 20 de minute, un sfert de oră mai devreme.
Când am întrebat care a fost motivul, nu ni s-a dat absolut niciun motiv. Când am vorbit cu el, nici lui nu i s-a dat niciun motiv. Și nu mi se pare normal de ce să De ce să dai la afară pe cineva, nu știu, fără să-i dai așa, nu știu, un preaviz sau să-i spui sau să, nu știu, nu știu, mi s-a părut o situație foarte nasoală, dar foarte, foarte nasoală, iar aseară am vorbit cu el și nu-mi venea să cred, deci efectiv nu venea să cred. La muncă toți eram șocați și stăteam așa și ne întrebam unul pe celălalt, dar ce s-a întâmplat, dar de ce, care e următorul, ce probleme au avut. Că băiatul ăsta n-a deranjat pe nimeni, deci era un om este un om atât de bun, atât de blând, atât de calm. N-a fost lucru pe care să-l întreb și să-l rog să facă ceva și să zică nu vreau sau nu am chef sau... Tot timpul îți răspundea cu o vorbă frumoasă, tot timpul zâmbea și v-am zis, are de fapt săracu o viață foarte, foarte dificilă. Locuiește cu mama sa, l-a lăsat nevasta lui. Nu a putut să-și se mai recăsătorească pentru că a trebuit să aibă grijă de mama asta. El s-a îmbolnăvit de COVID acum 3 ani și a fost foarte, dar foarte, foarte grav și a rămas cu un tremurat de atunci. Nu înțeleg cu ce a greșit omul ăsta și să trebuiască să fie eliminat așa, nu știu, fără drept de apel, fără un răspuns, fără... Nu mai găsesc cuvintele, deja... Ola. Și o altă veste proastă, pentru că evident acestea nu se pot opri. Așa suntem noi făcuți să suferim, să avem tot ce e, tot ce e mai nasol și tot ce e mai rău. Și din nou zic că nu e legea atracției, pentru că eu nu m-am gândit la asta, chiar am crezut că va fi totul ok, am început să dau comandă pe net de lucruri care credeam eu că îmi vor trebui. Ne-au refuzat de la casă și am fost... Nu mi-a venit să cred din nou un alt lucru cu care m-am confruntat și nu mi-a venit să cred. De la casă ne-am spus nu. Când am fost să... Deci, în timp ce vă povestesc că încep să fac și mâncare pentru Fabi, pentru care are nevoie de mâine la grădiniță. Când am fost la agenție, ne-au cerut mai multe documente, printre care... Asta să nu vă mai fâșui, să mă mai certe lumea. Printre care ni s-au cerut și bank statement-uri. Asta ce înseamnă? Ni s-au cerut niște hârtii de la bancă în care să vadă ce intră și ce iese din conturile noastre bancare. Când a văzut tipa de acolo cum stă situația la noi, ne-a spus că totul va fi ok, pentru că mai are... un singur cuplu care a aplicat, sunt pensionari, iar evident salariile noastre sunt acumulate, al meu și al lui Adi, sunt mai mari decât ce au respectivii. Și zic, ok, asta s-a întâmplat săptămâna trecută. Și așteptam să primesc răspuns de la ea. Și când colo... V-am zis, am început să îmi pun pe comenzi pe Shein, pe Amazon. Am început așa să-mi cumpăr cam ce mai trebuia. Bine că pe multe dintre ele am reușit să le dau înapoi. Am primit răspuns că ne-a fost refuzată aplicația. Și bineînțeles că am fost și eu curioasă, așa ca orice om. Bă, nene, dacă mi-ai refuzat, ok, mi-ai refuzat, dar zici-mi motivul. Pentru că inițial a spus că, veniturile noastre sunt mai mari decât ale celorlalte persoane și aș fi vrut și eu să știu, mă, ce s-a întâmplat, de ce ne-ai spus nu. Și ceea ce m-a supărat pe mine foarte tare, dar absolut foarte tare și nu mi-a venit să cred că se mai întâmplă și în zilele noastre să facem așa ceva și se mai întâmplă și într-o altă țară.
Ni s-a spus că nu putem să stăm acolo pentru că landlordul nu vrea copii în casă. Și zic, bun, nu vrea copii, nu vrea copii, dar când am aplicat, s-am întrebat, pentru că primul mesaj pe care eu l-am dat către agenție ăsta a fost dacă acceptă copii, și mi s-a spus că da. Acum nu mai acceptă și mi s-a părut așa puțin ciudățel și tras de păr. Oare de ce acum nu mai acceptă? Și când am fost să aplic, acceptau. Acum nu mai acceptă și au acceptat pe altcineva care are un venit mult mai mic decât al nostru. Mi s-a părut foarte ciudată atitudinea asta. Ah, hai că asta nu e gata. Mi s-a părut foarte ciudată atitudinea landlordului și chiar i-am spus tipei de la agenție că sunt dezamăgită. Adică chiar nu mă așteptam să-mi spui că nu mă accepti pentru ca un copil. Asta mi se pare urât, adică foarte urât. Nu poți să spui unui om, stai că nu te mai iau că ai copil. Urât și deranjant în primul rând. Mi se pare că sunt niște lucruri care se fac așa doar de a se face. Eu nu cred că asta a fost motivul pentru că am copil, pentru că am întrebat de la început, adică nu m-am trezit pur și simplu cu copilul la ei, nu le-am zis stai că hai că acum am copil, eu am zis de la început. Eu cred că a fost aici o chestie de rasism. Și probabil mulți acum îmi veți sări în cap că nu e așa, că nu e așa, ba da, așa este, sunt rasiști și na. De ce ai acceptat pe cineva care are un venit mult mai mic decât al altuia și n-ai acceptat niște oameni care aveam și referințe? Șefa mi-a zis, Cassandra, oricând ai nevoie, te rog frumos, spune-i să dă-le numărul meu personal de telefon și spune-le să mă sune. Patronul meu la fel a făcut, Cassandra, dacă ai nevoie, spune-le să mă sune, lasă-le numărul meu și îți voi da o referință. Aveam referință de la tipa la care stăm acum aici, de la landlordul de aici. Cum așa, dintr-o dată, hop-țop, nu accept copii. Și nu știu, în fine, mi s-a părut urât și m-a dat și peste cap. Am zis că nu se poate așa ceva. Am întrebat-o pe tipa de la agenție dacă mai sunt alte case în zonă. Evident că nu mai sunt. Mai este o singură casă, dar este la o altă agenție. Și am aplicat și pentru ea, dar este foarte departe. Este pe o fundătură. Și este foarte departe de unde suntem aici, noi acum stăm în centru. Oricum și asta la care voiam noi să ne ducem acum era tot departe de... Ia stai să vă și are ce fac aici. Era departe de centru, dar... Na, mă rog. Ar fi fost ok. Era casa drăguță, deși cineva mi-a zis că e container pe YouTube. Dar, na, cu siguranță aș fi transformat-o eu într-o acasă, ci nu doar într-o casă sau container, cum a numit-o fata aia. Uite, container, necontainer, mi-ar plăcea să am un container din ăla, să nu mai stau să mă mai chinui. Așa, ce vreau să fac aici, nici eu nu știu. Am pus un sparanghel cu ceapă și cu... unt la călit. Așa. I-am scos lui Fabi niște somon. Vreau să îl tai și pe acesta. Vreau să-i fac o mâncărică așa ușurică de vară, să aibă și astăzi și mâine la grădi. Așa. Da, și cam acestea sunt veștile proaste pe care le-am primit. Dar chiar nu știu ce o să mă fac, pentru că, de, cum v-am zis, nu mai sunt alte posibilități în zonă, nu mai găsim nimic. Nu știu încotro ne vom duce. Bine totuși că tipa care are apartamentul acesta, v-am zis că ea vrea să-l vândă, bine totuși că nu,
Ne-a înțeles. Noi am dat mesaj imediat și am spus, uitați că am fost declined, aplicația noastră a fost declined și mi-a spus că de dat afară nu ne dă, dar ar vrea până în octombrie cel târziu să vândă apartamentul. Ea vrea să-l pună la vânzare, dar este teamă pentru că este zona foarte bună, este aproape de centru, este cu vedere la mare și se gândește că ar putea să ne facă rău pentru că l-ar da imediat. Oricum a fost o persoană, vai Doamne ce noroc am avut cu doamna aceasta, vai ce noroc am putut să avem. Așa, acum pun somonul. L-am tăiat și îl pun așa puțin la rumenit ca să ia puțin gust de ceapă. Așa. O să adaug foarte, dar foarte, foarte puțin ulei de măsline. Știți că eu gătesc pentru Fabi doar cu ulei de măsline extra virgin. Așa. Vreau să adaug și niște usturoi, granule din acesta pe care îl iau de la Lidl. Mă scutește pe mine foarte mult de treabă. Așa. Amestecăm aici bine, bine. Lăsăm focul la mic. Așa. Punem și foarte puțină apă. Eu am aici o sticluță de apă. Pun doar puțin și las acolo să fiarbă. Așa, dăm focul puțin mai mare pentru că acum avem nevoie. Probabil vă veți gândi, Doamne, ce faci? Pui apă peste pește? Să știți că asta am văzut și eu la... Nu mai știu, mi se pare că la Jamil am văzut sau la Gătește cu mine, habar n-am, nu mai știu. Oricum am văzut pe YouTube că peștele își menține o aromă foarte bună în momentul în care pui puține mirodenii cu ulei și cu puțină apă. Deci este extraordinar. Așa. Și acum vreau să mai pun și niște broccoli. Așa, puțin broccoli și puțină conopidă, cam o mână de conopidă. O să o și spăl înainte. Da, și cum vă ziceam de veștile astea rele, Doamne, sunt așa de supărată, deci așa de supărată, efectiv, nu mai simt că nu înaintăm deloc. Mi se pare că stăm în apartamentul ăsta mic, de atâta timp, suntem atâția, n-ai niciun pic de intimitate. Tuturor ne e greu. Dar așa de rău îmi pare că nu pot să fac nimic, efectiv nimic în privința asta. Doamne, cât îmi place conopida. Îmi place să o mănânc crud așa. Am tăiat-o mărunt. O pun și pe asta aici. Așa. Punem și niște broccoli. Astăzi că am rămas singură, cât i-am dat lui Fabian să mănânce, după aceea s-a jucat puțin că n-am vrut să se culce. Am aruncat multe lucruri din casă. Așa de supărare. Doamne, cât îmi place. Vă place conopida crudă? Ia să-mi scrieți și mie în comentarii, spuneți-mi și mie ce legume sau fructe, de fapt nu, legume, nu fructe, mâncați crude și vi se par foarte bune. Am senzația că cel mai popular va fi cartoful, dar mie cartoful crud nu-mi place. Nu-mi place deloc. Dar prăjit, prăjit, îmi place foarte mult.
Așa, acum toc și brofoliu. Și mai am ceva să pun. Mă gândeam inițial să fac cu paste, dar că i-am făcut o supiță de dimineață și i-am pus niște tăiței. Am făcut o supiță de tăiței și nu vreau să-i dau tăiței dimineața și paste seara. Nu cred că ar fi o combinație foarte fericită. Așa și le pun pe toate acum la fiert. Doamne, cum miroase! Mai adaug apă. Gata, nu mai mănânc pentru că iar se ia lumea de mine. Așa, mai adaug puțină apă și las să fiarbă. De fapt, ia să pun eu și conopii de asta. Așa. Și ce mai vreau să pun? Niște... aveam niște sfeclă pe aici. Așa. Am descoperit acum vreo două săptămâni sfecla asta la Tesco și îmi place foarte mult. Ups, ce-am făcut? Nu vreți să știți ce-am făcut. Ia să o pun pe asta la gunoi. Așa. Știți ce-am făcut? Mi-am murdărit papucul cu sfeclă. Jeez, fix ce-mi trebuia. Vă ziceam de sfecla asta că îmi place că nu este, n-are oțet. Cealaltă are oțet și lui Fabian nu-i place și nici mie nu-mi place să fiu dreptă, să fiu cinstită cu voi. Și mă bucur că am găsit-o pe asta. E și o calitate mai bună. Și am văzut că Fabian se împacă foarte bine cu ea și îmi place să îi diversific. Așa. Am tăiat o singură sfeclă și o voi pune pe aceasta acolo cu celelalte legume și cu peștiucul și las așa cu totul să fiarbă în suc propriu. Cum zicea o profă de-a mea de chimie. Te-am lăsat să fierbi în suc propriu. Mulțumesc. Bun. Le las pe toate să fiarbă și la sfârșit vin cu și drag cu niște cremă de brânză Philadelphia. Așa, cred că ar trebui să mai pun puțin unt. Gata, punem capacul și lăsăm să fiarbă și când se vor fierbe toate, o să le pasez așa puțin cu furculița și să vedeți ce, bineînțeles, o să și pun sare, piper, ce mai are nevoie. Așa, să spăl repede vasele și după aia stăm iarăși de vorbă. Gata. Bun, am pus și mâncarea la foc. Cam atât. Ia să scăm mai ceva aici. De fapt, cred că pot... mai am niște iaurt grecesc. Ia uite ce mișto. Am iaurt grecesc aici. Ia. Ce bun este. Cred că Adi l-a luat. De fapt, cred. Adi l-a luat, sigur că eu nu l-am cumpărat.
Nu știam că am iaurt. Mamă, ce bun e. Să-mi iau o lingură. Vai, ce bun e. Ce cremos e. Are 5% grăsime. Foarte mișto e. Nu știu eu cât reușiți voi să vedeți, dar s-a frecat o jumătate de oră. Uitați-vă cât am folosit doar apă caldă. Aici sunt rufele care le-am pus la muiat. Nu știu cum să scap de mucegaiul ăla de acolo. Este practic infiltrat în spuma aceea. Ia asta să vă și arăt. În spuma de la baie. Mâncărica este aproape gata. Stați că dau din una în alta, evident că asta sunt eu. Am încercat acel spray pe care l-am văzut eu la Ramona, o fată pe care o urmăresc eu pe Instagram și ea locuiește tot aici în Anglia. Soluția pink. Nici aia nu merge. Deci este practic în spuma aceea. Nu știu cum să scap de ea. Am încercat și cu apă și cu bicarbonat, nu iese. Cred că trebuie schimbată. Poate n-am mutat până atunci. Anyway, haideți să vă arăt ce am aici. Cam așa arată mâncărica. Doamne, miroase atât de bine. Atât de bine. V-am zis, nu arată nici știe ce bine, dar Fabian așa mănâncă. El nu mestecă, nu mănâncă bucăți, că este un fandosit. Și le fac cum dorește. Doar să mănânce. Atât mă interesează. Și să nu credeți că va fi un vlog fără mândru din poveste. Mândru din poveste trebuie să se trezească. Așa. Vreau să-l hrănesc. Mă gândeam să calc sau să-mi fac unghiile. Nu știu ce să fac. Cred că îmi fac unghiile. Sau cred că citesc. Doamne, citesc cartea prințului Harry. Doamne, deci nu-mi vine să o las din mână. Este o carte minunată, dar absolut minunată. Și abia aștept să vă povestesc despre ea mai îndelete, pentru că o să vă povestesc despre ea într-un videoclip de empties. Eu nu am mai făcut de multă vreme un empties la mine pe canal, dar nu va fi un clip gen stau în fața camerei cum facem cafeaua de duminică. Nu, vreau să vi le prezint empties-urile într-un daily. Pentru că văd că daily-urile vă plac cel mai tare și mie îmi plac, să fiu sinceră, pentru că pot îmbina utilul cu plăcutul. Utilul, îmi fac și eu treaba, plăcutul, filmez pentru voi, vorbesc cu voi, vă mai spun ce am mai făcut, vă mai dau tipsuri, tripsuri și așa mai departe, vă mai spun ofurile mele pe aici, că doar asta fac în ultima vreme. Dar da, s-au adunat cam multe, ce-i drept. Plus, stați că nu știți ce am pățit, am avut otită. Am fost pe antibiotic, astăzi e luni, ieri am luat ultima doză de antibiotic, am avut o săptămână de antibiotic. Nu știu sub ce formă m-am pricopsit cu această infecție la ureche. O să vă scârțe puțin. Vreau să pun și niște mărar la această mâncărică să-i dea puțin gust. Sare, am pus sare din aceasta de Himalaya pe care am cumpărat-o de la TK Maxx. Ați mai văzut-o, pe aceasta o folosesc, este foarte bună, sărează foarte bine, spre deosebire de panorama asta de la Sainsbury sau cealaltă de la Tesco. Sunt venite din aceeași oală, niciuna nu sărează. Despre ce vorbeam, că nici nu mai țin minte. Zic, da, hai să vă spun despre otita mea. Iar dau din una în alta. Acesta este pătrunjelul pe care l-am luat, nu pătrunjelul, mărarul, pe care l-am luat de la magazinul românesc. Și îl folosesc cu mândrie și din abundență. Îmi place ca mâncarea să aibă verdeață.
Asta este și scopul meu, dacă mă mut undeva la casă, să-mi pun, să-mi fac așa o mică grădină, cel puțin pentru Fabi, pentru mâncărurile lui, să fie cât mai naturale. Așa, să mă spăl eu pe mâini. M-am căpătat cu o otită. Haideți că poate vă și termin fraza. Nu mă simțeam bine, aveam o gâlmă aici undeva și asta s-a întâmplat sâmbătă trecută. Eram la muncă și zic, cred că iar am stat în curent, iar am stat în frig, pentru că ăștia la mine la muncă, chiar dacă sunt 15 grade, chiar dacă sunt 7 grade, chiar dacă sunt 30, tot cald este. Și deschid toate ușile alea acolo și să faci un curent. Și nu m-am simțit bine. Sâmbătă, duminică, am intrat la 8 dimineața, Doamne, greu tare, am mai adormit, am dormit rău, m-am trezit cu gâtul inflamat, cu urechea, mă durea urechea foarte tare, se umflase și mai tare aici. Și m-am dus la muncă și așa am stat 10 ore, Doamne, Doamne, grele, grele ore au mai fost. Și am venit acasă și deja simțeam că mi se umflă din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare. A trebuit să ies cu Fabi afară, că eu așa fac, îl scot când pot, dimineața și seara. Când nu sunt eu acasă, îl scoate mama soacră și când sunt eu acasă, de-am o zi liberă, îl scoate Adi. Vai, cum e! Doamne, cât de bună e! Hai să, asta să vă termin cu urechea. Și am văzut, stând afară cu Fabi, am văzut că începe să mă doară foarte, foarte tare. Și a trebuit să ajung acasă și am început să iau antibiotic pentru că mi-am dat seama că începe să mă doară și în frunte aici, și ochiul, și nasul, și toată partea asta. Așa că m-am pomenit cu o sinuzită. Noroc că am avut antibiotic de acasă, de-am luat niște Augmentin. Am sunat aici la GP și mi-am spus să iau paracetamol, evident. Nici mă mai chinui. Doamne, cât de bună e mâncarea asta! Oh, alea. Doamne, cât de bună e! Nu arată ea formidabil, dar gustul este excepțional. Știi ce mă gândeam? Că aș fi putut să mai pun niște quinoa aici. Doamne, cât e de bună! Doamne, cât e de bună! Pare rău că imaginile nu au miros. Să vedem și cum miroase. Doamne, ce bună e! Cred că mâncăm amândoi. N-am mai închis camera. Dar ce vreau eu să vă arăt? Uitați-vă cum s-a fărămițat somonul. Și știți cât e de bun? Vai de mine! Vai de mine! Ce vedeți astea pe aici? Evident, este specla roșie. Bun tare! Bun, bun, bun! Așa. V-am zis, nu știu ce să-mi fac, să-mi fac unghiile, dar cred că-mi fac unghiile. Asta că v-am dat și volum de-mi vedeți, pe ce că am capul cât o dublă, mi-l vedeți și mai dublu. Îmi fac unghiile sau să le fac mâine, să mă apuc să citesc. Ia stai că mă așez eu în pat și mă apuc eu să citesc. Până se trezește Mândru și când se trezește Mândru, îi pregătesc să mănânc o gustărică. Cred că o să-i dau un mango. Am mâncat de dimineață pufuleți, am mâncat niște rice-uri din acelea rotunde. Așa, l-aștept pe Adi să vină să ducă gunoiul. Mai arunc eu ce mai trebuie aruncat de pe aici. Cănuța mea de la Mihaela. Apropo, îmi vine cănuță nouă. Mi-a zis Mihaela că îmi trimite alta. Și mai am și de la Andrada, prietena mea virtuală, și are o cănuță pentru mine, dar este în România, așa că atunci când voi ajunge în România voi avea o altă cănuță și de la Andrada. Până atunci stau cu asta pentru că îmi place. Mai arunc ce mai am de aruncat și mă duc să mă așez în pat. Nu știu să-mi iau ceai, să-mi fac un ceai sau să nu fac ceala, să nu mai fac nimic, abia o apă. Mă așez în pat și mă apuc să citesc și noi ne mai auzim când se trezește miezul. Vă ziceam că nu există video fără amețile împărat, fără iubitul lui mami, fără iubitul lui mami, care nu stă la tuns. Oh, scuză-mă, scuză-mă.
Așa. Fără iubitul lui mami Giuvulit, care a mâncat un mango întreg. Hai aici cu mami, hai. Hai să vorbim amândoi aici. A mâncat un mango întreg și ne pregătim să ne ducem afară. Vine și tati de la Londra, da? Vine și tati de la curs. Și mergem afară și mergem la mare și vă luăm și pe voi cu noi ca să vedeți. Da, ca să vedeți cât este de frumos. Da. Sunt tare curioasă cum va reacționa Fabi cu... Vreau să-l încalț cu crocșii ăștia care i-am cumpărat de la Boots. Este foarte cald afară, foarte, foarte cald și vreau să mergem o tură până la malul mării pentru că, nu știu, mine mă încarc în momentul în care merg la mare. Îmi place foarte mult. Nu mai faci așa, mama, ce ai? Așa și vreau să vă arăt și vouă cât este de frumos și cred că o să facem încheierea pe malul mării. Nu? Deschid camera când o să fim gata. Să vedem. Nu vreau să vă arăt cum face Fabi la încălțămintea nouă. Nu? Hai, strânge jucăriile de aici. Nu mai face mama așa, ce-ai? Hai, strângem jucăriile, apa, tot. Hai. Hai, împiedicatule mic. Doamne, ia uitați-vă cum arată mâncărica mea. Aoleu, sunt atât de mândră de ea. Doamne, și ce gust are. Doamne, și ce gust are. Da. Cred că am pus puțin cam mult unt totuși, dar bine, acum nu am timp, dar o să mai dau o dată în fiert. Tu te joci acum? Nu mergi afară? Hai afară, hai. Gata, am ieșit afară. Uitați ce vreme superbă este, cât este de frumoasă marea. Uitați și Ghemotocu. N-a zis absolut nimic. De fapt, nu cred absolut nimic. Nu prea a comentat. Mă așteptam să comenteze mai mult la încălțări, pentru că sunt mai altfel față de cum erau. Doamne, doamne, ce frumos este aici! Cât este de frumos! Hai, mami, să mergem! Ia și hai să ne vedem și la față. Așa, cu marea pe spate, cum se zice. Cu marea în spate. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ne urmăriți de fiecare dată și că ne trimiteți gândurile voastre frumoase. Atât mami cât și Fabi. Ia, hai zi și tu. Say bye! Și Fabi plângăciosul. Da, vă mulțumim că ne trimiteți gândurile voastre frumoase și că ne încurajați așa să mergem mai departe. Da, numai... mamă să nu fii, cum zice vorba românească. Dar, hei, hai să ne bucurăm de vremea asta frumoasă, hai să ne bucurăm că suntem totuși sănătoși, că avem ce pune pe masă. Mă bucur că inspiră aerul ăsta curat așa de mare. Trec pe lângă un magazin gen de artizanat, așa să spunem, că sunt toate făcute manual. Doamne, și au niște scoruri. Ia, hai să mergem, mami, pe partea cealaltă. Au niște scoruri foarte, dar foarte ridicate. Dar uite că lumea se înghesuie să cumpere, pentru că de fiecare dată când cineva vine în Hanstant, în orășelul acesta în care eu locuiesc, vor evident să-și cumpere suveniruri. Uitați-vă ce vreme superbă. Așa, dar știu că bate vântul foarte tare, dar este un vânt cald. Nu-i așa, mami? E vântul cald? E vântul cald? Da? Nici supărat? Nu-ți place cum te îmbrăca, mami? Nu-i plac nici pantalonii. Pantalonii știu că nu i-au plăcut niciodată, dar nu vreau să-i dau nici pantaloni scurți. Pentru că nu știu unde este crema cu protecție solară. Cred că a uitat-o la grădiniță. Și la grădiniță? Da? Cred că a uitat-o la grădiniță și nu mai este deschisă acum să-i cumpăr alta. Așa că ne folosim de ce avem. I-am dat pantalonașii ăștia scurți cu crocșii. De fapt, nu sunt crocși. V-am zis eu ce sunt. Și uitați-l cum e prâslea. Say bye! Gata, hai! Vă mulțumim pentru atenție. V-am pupat!